Permiteți-mi să mai citesc un verset din Faptele Apostol, capitolul 2, versetul 40, din predica Marului Apostol Petru și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. De mai multe ori în pasajul pe care l-am citit despre intrarea Domnului în Ierusalim, din care a amintit și fratele Caleb, este expresia aceasta, dezlegații, dezlegații. Și în această zi, pentru cei zece, în mod special, vreau să am un gând. Un gând pe care o să-l dezvolt foarte puțin, și anume: dezlegați pentru Isus. Să știți că se poate și altfel. Sunt oameni care se dezleagă pentru o religie sau pentru alte obiective personale. Sunt feți frumoși care la rândul lor știu că în biserica penticostală, după ce au avut experiențele dumnealor, fac o cotitură, conform celor spuse în această zi, în textul citit, și vin că aici sunt fete serioase. Și în istoria slujirii noastre au fost multe domnișoare, fete serioase din bisericile noastre, care s-au căsătorit cu așa zis fez frumoși, care au rămas totuși legați. Dar oamenii Sunt oameni care vin la botezul în apă și nu reușesc să fie dezlegați. Și datorită de unor circunstanțe sentimentale, și fratele Pavel când spun asta, are și el deja imaginea mitirilor, Multor ani, spunem da, a fi cumva. Și din nefericire, uneori, mai botezăm, oameni n-au nimic legat la spate, nici la picioare, dar din punct de vedere spiritual, care sunt legați. I s-a așa, marele predicator Filip, Spune Biblia, Biblia că cu grămadă veneau noroadele, cei din Samaria, predica cu putere, îi boteza. Și la un moment dat a fost nevoit să. Și -a, la un moment dat a botezat pe unul cărea nu după mult timp, Pavel, Petru, Apostolul îi spune următoarele cuvinte, dar era botezat recent, era în biserică, și Petru îi spune: Tu n-ai nisparte nici sorți, fapte capitolul 8, versetul 21, în toată treaba aceasta. De ce? Păi sunt botezat, frate, vrei să aduci certificatul de botez? Pot să aduc și filmări, pot să aduc dovezi că m-am botezat, că sunt în biserică, că sunt membru cu dreptul de pline. Așa am mai folosești și la slujire între timp. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. De ce? Că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Nu vrem să botezăm oameni legați, ci vrem să ne asigurăm că botezăm oameni dezlegați pentru Isus Hristos. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dezlegați pentru Domnul Isus, în primul rând, în urma impactului real al cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu putem să-i mântuim pe oameni, nici măcar nu le propunem asta, că nu e puterea noastră, dar așa cum spunea și fratele Caleb și frații, cel care mântuiește este Dumnezeu. Și știți cum o face Dumnezeu? Prin cuvântul său. Când Petru a predicat și nu a predicat, o predică elegantă, nu i o lăudat. Petru le-a transmis mesajul acela atât de direct și atât de dur încât le-a spus în față Voi l-ați omorât pe Hristos, voi! Sunteți niște criminali! Voi v-ați depădat de cel sfânt, le spunea celor care au fost, au asistat la moartea Domnului Isus Hristos. Și Biblia ne spune, după ce au auzit aceste cuvinte, versetul 37 din de capitolul, capitolul 2, ei au rămas răpuși în inimă. Aceasta nu o face omul, aceasta nu o face capacitatea noastră, nu o face filozofia penticostală sau filozofia religioasă, aceasta o face doar Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei și prin Duhul Sfânt. Slăvi să fie Domnul! Au rămas trăpunși în inimă. Când famenul despre care am citit în această dimineață, eram împreună cu Filip în car și a început să-i pună întrebări, citesc în cuvântul Domnului, în fapte 8, versetul 35, și a început de la scriptura aceasta, de la ce? de la Scriptură, de la Biblie și a început să propovădească pe Isus. Și Evanghelia are putere. Și Evanghelia mântuiește. Și Evanghelia transformă inimi. Și Evanghelia este cea care aduce biruință și spunem slăvit să fie Domnul. Pentru că spune Apostolul Pavel Romanilor în capitolul 1, versetul 16 Mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Isus Hristos care este care este? Puterea Lui Dumnezeu. Puterea Lui Dumnezeu nu e înțelepciunea predicatorilor, nu este iscusința noastră, nu avem putere să-i convingem pe oameni. Puterea Lui Dumnezeu este Evanghelia. Puterea Lui Dumnezeu este Cuvântul Lui Dumnezeu. Și vreau să cred că cei zece au intrat în, în apa botezului în urma acestui impact real a Cuvântului Lui Dumnezeu în viața lor. Și Biserica Domnului spune, amin. Dezlegați pentru Isus în al doilea rând, în urma unei nevoi reale. Este o nevoie reală. Când ai o nevoie reală, nu stai nepăzător. Când ai o nevoie de reală, real, acționezi imediat. Dacă știi că ai o boală incurabilă, ți-a depistat-o cineva sau ți-ai depistat sau ți-ai dat seama, nu stai nepăsător, nu, nu am nicio problemă, Dom'le, am tumoară, am o problemă, dar am nimic, nu, nicio problemă, mă duc așa. Nu, nu, nu. Când ai o nevoie reală, acționezi. Când ai o, real, o nevoie reală, nu stai indiferent, nu spui, mă mai gândesc, poate săptămâna viitoare, poate anul viitor, mai trec eu pe la medic, nu știu dacă are el timp, în sfârșit. Când ai o nevoie reală, imediat acționezi. Și nevoia reală, în primul rând, este că Domnul are trebuință. Mă auziți Domnul are trebuință. Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe oamenii aceștia și Dumnezeu vrea să te mântuiască pe dumneata, știți de ce? Va fi un număr al neamurilor oameni buni și nu-i mult și numărul al neamurilor se va îndeplini și se întoarce Iisus Hristos să ia biserica și spunem din toată inima glorificat să fie în numele Lui. Domnul are trebuință de ei, Domnul are trebuință de tine, Domnul vrea să te mântuiască și aceasta este o nevoie reală. Pentru că, pentru că Dumnezeu a creat cadrul mântuirii oameni buni. și Domnul a spus și frații au citit în această zi, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, cum? Cum? Botezându-i. De ce vă botezăm? De ce suntem astăzi la botez? Pentru că este o nevoie reală a împărăției lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu. Așa a stabilit Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea, faceți-o din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Marcu, Mar capitolul 16, versetul 15. Și versetul 16 spune: Și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și noi o spunem noi. Dar cine nu va crede, va fi o sântui. Este o nevoie reală. Este o nevoie reală. Și Petru spunea în scrierea lui, în capitolul 1, din prima sa scriere, capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta vă mântuiește pe voi acum și anume botezul, care nu este o spălare de tineciune trupești. Nu facem o baie publică aici în bazinul acesta pe care frații de aseară au venit felicitări. Domnul să-i binecuvinteze de azi noapte, să-l pregătească să fie apă caldă. Nu, noi nu facem o baie publică la pocăiți, nici la penticostal, nici nu se spală păcatele aici în apă, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învioarea lui Iisus Hristos. Și spunem din toate mai lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Oameni buni, apa nu spală păcate și nu există nicio soluție sub cer care să spere păcate. Nici biserica pentecostală, nici biserica ortodoxă, nici slujbele, nici formalitățile religioase, nici biserica catolică. Sub cer există o singură soluție care spală păcatele și aceasta este jertfa lui Isus Hristos. Și aceasta este sângele iertării. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne cerceteze în această zi. Și Dumnezeu să ne dea Este o nevoie reală. Are Dumnezeu nevoie de tine. Are Dumnezeu nevoie, are cerul nevoie de tine. Are Dumnezeu. Tu nu ești creat pentru moarte. Tu nu ești creat pentru pierzare. Tu nu ești creat pentru despărțire veșnică de Dumnezeu. Tu ești creat pentru cerul lui Dumnezeu. Tu porți schipul lui Dumnezeu. Eu porți chipul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Dezlegați-i. Dezlegați pentru Isus. În al treilea rând, în urma unei decizii, Personale. Biblia spune, într-o altă Evanghelie, Matei, capitolul 21, versetul 6, ucenicii s-au dus și au făcut cum? Au decis să facă cum? A spus Isus. Nu cum a spus Nasa, nici cum a spus preotul, nici cum a spus păstorul, nici cum a spus religia. Doamne, eu sunt la religia asta și așa spune religia. Nu există. Peste orice religie și peste orice gândire omenească este Dumnezeu. Este Isus Hristos. Are voie să poruncească Dumnezeu? Are voie? Și dacă nu vreți, el tot poruncește. Și spunem, din toate inima lăudați să vie numele lui. Fapt de capitolul 70, versetul 30, predica Marele Apostol Pavel în arepagul din, din Atena și spunea, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și, ci, ce face? Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Pocăința nu e de la Pentecostal, nu e de la America, nu e venită de eu nu știu unde. Pocăința este porunca lui Dumnezeu, oameni buni. Lăudați să vie Domnul poruncește tuturor oamenilor de din să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre deci care a dat tuturor o dovadă netăgăduită prin faptul că peste câteva zile vom spune Hristos a înviat. Hristos nu viază nici săptămâna asta, Hristos este viu în vecii vecilor. Hristos, spuneam, este la dreapta lui Dumnezeu, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni și este prezent în adunarea noastră. Și spunem slăviți să vie numele Lui. Dar ascultați-mă, oameni buni, dezlegați pentru Isus în urma unei decizii personale. Nu se poate altfel. Nu se poate. Nu se poate. Dumnezeu nu ne-a creat să fim niște roboți pe care să ne poarte sau să ne dirigeze Dumnezeu din cer, așa, printr-o telecomandă. Dumnezeu te-a creat liber. Dumnezeu m-a creat liber. Dumnezeu le-a creat pe fiecare dintre noi liber. Și când famenul despre care predicam, îl citeam azi dimineață, a înțeles că trebuie să se boteze, a văzut acolo în pusietate o apă și a spus, uite apă, ce mă? E decizia mea reală. Vreau să mă botez, vreau să fac lucrul acesta și vreau să intru în familia lui Dumnezeu. Dacă crezi, din toată inima, se poate. Și omul a mărturisit decizia lui reală. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu mărturisim unii pentru alții, că nu se poate. Nu l-au iau pus pe cei care îl, îl însoțeau, că nu se poate, ci a mărturisit El pentru El. Cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Roman, capitolul 10, versetul 9 și 10, transmit următoarele adevăr și vreau să vă citesc versetele acestea. Dacă mărturisești, deci, cu gura a cui? A cui? a nimănui, a ta. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima, din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și continuă cuvântul și spune că -și prin mărturisirea cu gura, versetul 10, pentru că, pentru că prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și noi îi vom întreba în această zi și ei în conștiință, conștienți, vor trebui să mărturisească și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Zile trecute m-a sunat o soră de aici din Cluj și mi-a spus, frate, am o durere foarte mare în inimă, o persoană foarte apropiată, nouă, este în comă și am avut un vis și ce am avut o descoperire că dacă nu se botează, va fi departe de Dumnezeu. Nu ați putea să o botezați? Și am zis, vorbește? Nu vorbește. E conștientă? nu e conștientă. Și atunci cum să faci? Păi o botezați dumneavoastră. Azi, nu pot. Și persoana, sora respectivă, a zis, frate Bujor, dar dumneavoastră vă dați seama ce vă asumați? Această persoană se duce în iad, pentru că nu o botezați dumneavoastră. Și asta s-a la asumat-o eu și a asumat-o ea toată viața cât a trăit. Pentru că Biblia spune, până când nu, Eclesiastru, până când nu, întoarce la Dumnezeu până când? Pentru că va fi o zi când va fi prea târziu. Și am să regret. Mă doare pentru situația asta, dar nu pot face nimic. Pentru că noi botezăm oameni, nu la grămadă, nu-i stropim, oameni care în mod personal mărturisesc credința lor. S-au comorât atunci și Filip l-a botezat pe famen, pentru că a mărturisit credința lui și a spus din toată inima, cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Și în ultimul vreau să spun, dezlegați pentru Isus în urma unei schimbări reale. Astăzi s-au schimbat real, cel puțin la exterior. Și noi ne-am schimbat, de dar pentru câteva minute, dar nu aceasta este schimbare. Hainele albe sunt un simbol, dar asta nu e suficient. Mă auziți? Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată toate lucrurile s-au făcut noi. Când cei din familie vor vedea că nu sunt lucrurile noi, să veniți să le spuneți nouă. Frate, eu mai scăpat câte o... Iară s-o enervat, iară s-o certat, iară o trântit ușa, iară o -a avut În urma unei schimbări reale. Și schimbarea reală trebuie să se vadă oameni buni. Petru spunea în întâia sa scriere, în capitolul 4, versetul 3, și transmitea un mesaj fraților și spunea, ajunge în adevăr! Când? Că până astăzi, că ieri, că săptămâna trecută, că în urmă cu timp, cu luni, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, a trăit în desfrânări, în pofte, în bețiri, în spese, în chefuri, în... Sujiri idolești găduite, Ajunge! Astăzi este punct, astăzi este o schimbare și de astăzi voi veți fi niște oameni noi și de astăzi va trebui să trăstrălească Hristos în viața voastră. Și spui, nu vorbesc așa pentru că așa nu vorbește Hristos? N-am atitudinea asta că nu seamănă cu a lui Hristos? Nu mă îmbrac așa că nu s-ar îmbrăca Hristos? Nu mă comport așa că nu s-ar comporta Hristos? De astăzi înainte, modelul meu, nu sunt vedetele din lume asta, cei care sunt artiști în modă, ci modelul meu este Isus Hristos. Că degeaba ne botezăm la Pentecostal, degeaba facem sărbători frumoase și dăm flori și tot felul de, de, de cadouri, degeaba oameni buni. Și mâine trăim tot așa, și mâine ne îmbrăcăm tot așa, și mâine vorbim tot așa, și mâine privim tot așa, și mâine avem altă alt, alt, tot așa, degeaba. Totul este un formalism religios. Și totul este o spoială ieftină. Fără nicio valoare. În Hristos, o fătură nouă. Și Pavel spunea galateilor în capitolul 2, versetul 20, Am fost răstignit? Am fost răstignit? Prelu cu Hristos. Și-a continui să trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o am de trăit de acum înainte este cu o singură țintă, o trăiesc pentru Fiul lui Dumnezeu. În credința în El, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care s-a dat pentru mine. Asta e obiectivul vieții mele. Asta e viitorul. Dumnezeu să vă binecuvintez. și vrea să se spună în cer, pe pământ și în iad, despre voi. Că sunteți de astăzi dezlegați pentru Isus. În urma impactului cuvântului Dumnezeu, fiind o nevoie imperios necesară, în urma unei decizii personale și cu o schimbare autentică. Și în felul acesta să-L așteptați pe Domnul Isus să vină. Și spunem din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să-i întărească. Și dumneavoastră care sunteți astăzi aici și încă n -ați intrat în apă botezului, mă rog și pentru dumneavoastră să fie impactul acestui mesaj din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dezlegați, nu pentru biserica ortodoxă, nu pentru biserica catolică, nu pentru biserica pentecostală sau pentru un sistem religios. Dezlegați pentru Isus. Și Domnul să facă această lucrare în viața dumneavoastră și noi toți într-o zi să -l așteptăm pe Domnul venind în glorie. Și să-l întâmpinăm. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze.